Bun venit tuturor! Numele meu este Lucian și vă invit să urmăriți o poveste de viață și credință la file de viață și credință. Fila de astăzi are un nume și numele ei este Sara. Bine ai venit, Sara! Mă bucur că ai acceptat invitația mea. Bine, t-am găsit! Și mulțumesc foarte mult că vrei să ne povestești în ocazia aceasta experiența ta cu Dumnezeu, modul minunat în care te-a condus Dumnezeu până acum și cum ți-a dat El putere să treci poate prin cea mai grea încercare a vieții tale de până acum. Aș vrea să te întreb pentru început, cum a fost copilăria ta? În ce familie ai crescut? Da, eu am crescut într-o familie de creștini penticostali și părinții mei m-au îndrumat pe cale cât au știut ei de bine. Au făcut tot ce au știut ei mai bine ca să ne conducă pe calea Domnului. Ai fost la... mergeai la biserică? Da. Cântai? Da. Erai în grupa de copii sau după aceea, după ce ai crescut în cor, ceva? Nu. Doar participai da. În slujbe și... Da. Și în momentul respectiv, cum îl percepeai pe Dumnezeu? Cum te raportai tu? Păi, ca și într-o familie de creștini. Mergeai la biserică în fiecare duminică și joi. Și cât știam noi de bine, ca și copii, făceam sub îndrumarea părinților. Da. După aceea, timpul a trecut, te-ai făcut mai mare, te-ai botezat? Da. La ce vârstă? M-am botezat în numele Domnului Iisus Hristos, la vârsta de 16 ani. La 16 ani. Da. Și după ce te-ai botezat, s-a schimbat experiența ta cu în legătură cu Dumnezeu? Te-ai apropiat mai mult de El sau a fost tot la fel? Nu. Deci eu m-am botezat că am știut, adică am cunoscut în felul acela că este bine. Așa. Deci nu m-a obligat nimeni, eu din propria mea alegere. M-am înțeles. Și așa, experiența ta cu Dumnezeu, când te-ai apropiat mai exact de Dumnezeu, mai mult, să zic așa, și ai simțit o legătură cu El? A fost un moment anume sau a venit pe parcurs? Păi, experiența mea cu Dumnezeu a început cam când a început să scadă vederea. La ce vârstă a început să-ți cadă vedere? La 24 de ani. Deci până la 24 de ani ai văzut normal. Da, am muncit, am terminat liceul și o viață normală. Ce ai lucrat până? Am lucrat în panificație. Și deodată... Mergeam de obicei să-mi iau aveam ochelari din clasa întâia și la un an sau la doi depinde, mergea la control. Și m-am dus la controlul obișnuit și atunci am auzit-o pe doctoriță când m-a pus la panou, la oftalmologie, m-a auzit-o cum spunea, parcă la ea își spunea, dar eu am auzit. De asta m-am temut tot timpul. Și a spus doctorița că s-a temut. Da. Și am mai fost acolo o doctoriță tânără care a absolvit medicina și a zis, hai și consultă-o și tu. Și m-a consultat ca un fel de lanternă micuță, cred că mi-a văzut fundul ochiului. Da. Și a tot același lucru i-a spus, zice, da, e același lucru, dar nu a spus diagnostic sau ceva. Și atunci s-a hotărât, mi-a dat o internare pe secție și când am ajuns pe secție, șefa de secție, doamna doctor Truș, mi-a făcut investigațiile și a vrut să-mi facă ceva injecții în ochi
dar a zis că este mai bine să nu-mi facă, că să nu se deslipească retina. Era riscul ăsta, cred că, dar mi-a zis. Și atunci a făcut demersurile pentru pensionare. Am înțeles. Deci tu te știai că ai o problemă cu ochii de mică. Da, aveam miopie foarte. Și, dar nu știai că o să vină un moment când n-o să mai vezi deloc. Nu. Și nici doctorii nu mi-au spus. Și la 24 de ani, brusc, a început să... La 24 de ani m-am pensionat și cam în, ce să zic, 2-3 ani, cam așa, a culminat. Deci m-am pensionat cu diagnosticul cu retinopatie pigmentară. Și cam în 2-3 ani a scăzut vederea foarte mult față de cât a scăzut atunci, atât am și astăzi. Am înțeles. Deci a fost așa, nu știu, îngăduit de Dumnezeu. Da. În momentul în care ai ajuns, eu știu, cred că aveai în jur de 27 de ani, da, să nu mai vezi mai nimic, practic. Da. Ai fost supărată pe Dumnezeu sau ce ai trăit atunci? Păi, te-ai descurajat? Nu m-am gândit în felul ăsta. M-am gândit că... M-am gândit direct strict la boală. Că ce o să fac? Îmi era frică la un moment dat să ies pe stradă ca să nu mă lovesc de stâlpii pe care sunt semnele de circulație de la colțul străzii. Deci la început e cel mai greu, că nici nu porți baston și nici nu vezi, ca să umbli fără baston. Da. E o perioadă foarte grea pentru cine intră în perioada aia. Și atunci am început să-L caut pe Dumnezeu în rugăciune. Începeam să mă rog. Deci ai început să te rogi foarte mult. Da, da. Îmi era frică. Și eu am auzit că Dumnezeu a trimis un profet în această epocă și am început să ascult acele benzi. Și mă rugam, foarte mult mă rugam în perioada aia, mă trezeam noaptea. Dumnezeu, prin acele benzi, mă conștientiza de păcatele mele. Că păcatele mele nu sunt iertate. Și mă trezeam noaptea, mă gândeam acum dacă mor, direct în fundul iadului mă duc, că nu aveam siguranța iertării păcatelor. Și câteodată puteam să mă pun lângă pat să mă rog, câteodată îmi era așa de frică că nu puteam să mă cobor jos din pat. Și mă rugam acolo în pat. Cum știam eu mai bine, strigam către Dumnezeu, câteodată mă puneam pe genunchi și am început să-mi mărturisesc păcatele. Dumnezeu m-a conștientizat de păcatele mele. De când eram mică, poate am luat 25 de bani de la mami din portofel sau cine știe ce neascultare sau și așa m-a conștientizat Dumnezeu prin acele predici, m-a conștientizat că păcatele mele, ele nu sunt sub sânge. Eu am știut, am auzit la biserică cum Dumnezeu a venit în Iisus Hristos și a murit pe cruce pentru mine. Știam teoretic lucrul acesta. Dar și cum am știut, căutam pe Dumnezeu prin rugăciune și am început să-mi mărturisesc păcatele și de mică tot ce mi-aduceam aminte în rugăciune. Și spuneam, Doamne, ce o să fie cu viața mea dacă nu se mai văd? Ce o să fac? Că eu nu știu să umblu singură. Da. Și atunci, zi de zi, îl căutam pe Dumnezeu și îi spuneam, poate într-o zi mi-aduceam aminte de alte lucruri. Și alea le mărturiseam la Dumnezeu în rugăciune. Și plângeam și îi spuneam că mie îmi pare rău, că am făcut acele lucruri, dar acea părere, deci eu am vrut să spun că aceste lucruri nu eu le-am făcut.
lucrul acesta am vrut să-l spun chiar la început, la începutul acestui report, înregistrare sau cum se numesc, da? Am vrut să spun că eu nu am avut nimic de a face cu asta. Deci tot ce spun eu acum nu e nimic de la mine. El a făcut în mine. El m-a condus și mi-a adus aminte de cuvântul lui. El mi-a adus aminte de acele predici, să le pun, să le ascult. El mi-a adus aminte cum să mă rog. El m-a învățat. Ce să fac? Aici eu nu mai spun eu ce-a făcut el. Ce-a făcut da. El. Deci nu e nimic. Acest lucru ce spun eu aici, eu vreau să fie spre slava și spre gloria lui. Amin. Deci nu, eu nu am nimic, nimic în această afacere. Atât doar că el a intersectat drumul lui cu a meu. Atâta tot. Eu nu merit nimic. Eu sunt ca și tine, fiecare din voi puteți să aveți acest lucru prin credință. Fiecare, Dumnezeu de aia, Iisus Hristos de aia a murit, fiecare avem dreptul la asta, dar noi numai Dumnezeu în harul lui vine și ne descoperă lucrul ăsta. Eu n-am nimic în acest lucru. Vreau să menționez lucrul ăsta ca să fie foarte clar, ca oamenii să-l înțeleagă. Asta e spre slava și spre gloria lui Dumnezeu. Eu nu am făcut nimic. De fapt, așa spune și Biblia, că tot ce avem vine de la Dumnezeu, de la El vine. Da. Deci nu... Și dorința de a ne întoarce. Sigur, tot. Exact, exact. Și în perioada aceasta, când te rugai foarte mult, ai învățat și o cântare sau poate o știai dinainte, dar... Cred că mai târziu am auzit-o. Am auzit-o undeva și... Ai înțeles că a fost cântarea experienței tale. Ai vrea să ne-o cânti în seara asta? Da, da, aș vrea. Haideți să o ascultăm. Am să vă spun povestea cunoscută despre
Din întunericul adânc și sumbru, m-a scos Iisus din spin și mărăcini și mi-a șoptit că mi-a iertat păcatul. Sara, deși ai această problemă de sănătate deosebită și foarte grea și probabil ai mai trecut și prin alte încercări, totuși, eu de când te cunosc, nu te-am văzut niciodată supărată sau măcar tristă sau tot timpul ai un entuziasm, ești veselă tot timpul, ai zâmbetul pe buze mereu. Și tot timpul ești plină de speranță. Tu ești vreodată supărată? Chiar să pui răspunde, te-am văzut. Am și o clipă când simt că nu mai pot, dar când nu mai pot, mai vorbesc poți, cu Iisus. Mai poți un pic. Și atunci când m-am întâlnit cu Iisus, El mi-a luat această povară a ochilor. Că mulți mi-au spus lucrul ăsta. Că nu se vede. Zic, un pic, dacă mă urmăriți, fără să știu, se vede. Cum tipă sau așa, dar eu sunt foarte bucuroasă și mulțumitoare Domnului Iisus Hristos de tot ce a făcut în viața mea. Eu, din prima clipă, m-am mirat de tine. Cum poți să fii atât de veselă și de cu entuziasm, când de fiecare dată când te-am întâlnit, ai inspirat bucurie, ai inspirat veselie. Și am spus, care este secretul? Care este secretul tău? Păi secretul Iisus. O zis că veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și eu am făcut asta. M-am dus la El că nu am mai putut. Nu poți duce mult povara păcatului. Da. Când ți-i descoperită. Deci când ți-i descoperit că ești păcătos și Iisus a murit și ai unde să o duci, s-a murit pentru mine, pentru păcatele mele, pentru toate bolile mele. Eu cred că prin rănile Lui eu sunt vindecată. Amin. Acum eu nu știu când o să facă Domnul asta, dar eu cred că prin rănile Lui eu sunt vindecată. Dar știm sigur că va face. Da. Mai devreme sau mai târziu. Da. Și avem această speranță și în același timp bucurie că se va întâmpla lucrurile acestea cât mai curând posibil.
Am văzut că tu cu ce îți petreci timpul acum, fiind, am înțeles că te-ai pensionat, deci nu mai lucrezi, nu? Mm-hmm. Cum îți folosești timpul? Păi eu, aceste predici de care eu ți-am spus, eu cu asta mă hrănesc și cu Biblia. Mm-hmm. Le asculti? Da, ele mă întâlnesc foarte mult. Am văzut că o ajuți foarte mult și pe mama ta, chiar dacă... Păi, da. Totuși, ești atentă. Da. Acum și ea mă ajută pe mine și eu ajut pe ea. Uh-huh. Ea mă ajută în ce nu văd, eu ajut pe ea în ce nu poate. Ce da, și atunci, Domnul ne întărește pe amândouă, da. Spune-mi, te rog, acum, la final, pentru că ne-am cunoscut prin intermediul clinicii din Breaza, aș vrea să te întreb, cum te-ai simțit la clinica Eden? Da, și cum ai aflat de... O să-ți răspund și la această întrebare, numai că mi se pare că nu am finalizat. Așa. Deci, în timpul când eu mă rugam și mărturiseam păcatele Domnului, într-o zi, tot așa mă puneam la rugăciune și atunci a fost mult mai puternic decât alte dăți când m-am rugat. Uh-huh. Și în timp ce mă rugam, Domnul Iisus a venit la mine și mi-a spus că El a murit pentru mine, uh-huh, pentru păcatele mele. Uh-huh. Și atunci El mi-a luat acea povară. Și nu numai povara păcatelor, El mi-a luat acea frică de care îți spuneam că mi era frică să ies afară din casă. El m-a eliberat de multe lucruri. Nu mi-am dat seama atunci. Numai pe parcurs vedeam că, wow, Domnul m-a eliberat și de pantaloni. Uh-huh. Nu mai doream să port pantaloni. Știam, uh-huh, că e greșit o femeie să se poarte pantaloni, dar... Tot mai purtai. Da, da. Uh-huh. Și Dumnezeu mi-a luat acea dorință. Uh-huh. Și mi-a luat dorința să-mi tai părul. Și pe parcurs am observat multe lucruri care Dumnezeu mi le-a luat, dar atunci nu am observat, numai când mă întâlneam cu ispita, știi? Da, da, da. Deci când poate mă îmi pieptăna părul, sau când trebuia să mă îmbrac, vedeam că, păi stai că eu nu mai doresc să iau pantaloni și, știi? Da. Și Domnul m-a eliberat de povara păcatelor și acea frică. Frica este un blestem foarte mare. Da. La creștin. Care te-ar fi împiedicat pe tot parcursul vieții, să te bucuri de viață. Sigur. Domnul m-a eliberat de frică, Domnul m-a eliberat de povara păcatelor. Să slujești în continuare pe cei dragi și pe cei care sunt în diferite probleme. El m-a eliberat cu adevărat. De atunci am fost liberă, cu adevărat. Și de aia, și El mi-a adus bucurie în inimă. Pentru ce El pune, tu spuneai, de bucuria aia. Da. Deci aia nu e de la mine, nici vorba. Pentru că eu nu am avut asta, da, de-a Lui. Deci tot ce vezi tu în mine, nu e de la mine. De-a Lui. Da, e slava Lui. Deci astea toate le-au făcut și fiecare le putem avea în Hristos. Fiecare nu este excepție. Nu. Satan e minte, dar nu este excepție. Fiecare poate să... acest tip de experiență. Da, sigur. Mm-hmm. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Da, mulțumim. Și, deci, să-ți răspund la întrebare. Eu auzisem mai de mult de celelalte clinici naturiste, mm-hmm, și nu știu cum o soră de-a noastră mi-a spus să păi este la Breaza. Și am zis, bine, hai să intrăm acolo pe internet și am uitat acolo de Breaza și așa am intrat acolo și am văzut și am vorbit cu mami și am zis, mami, ai vrea să mergem? No, eu știam că la ea e mai greu să renunțe la unele alimente și eu m-am gândit că ea venind aici și văzând ea personal, pentru noi oamenii un pic mai ușor dacă simțim pe pielea noastră, da. Și atunci
m-am gândit că așa aș ajuta-o pe mami, ca să poate să, acum depinde de ea. Da. Ea zice că acum, după ce mergem acasă... Deci, practic, tu ai venit la clinică ca să ajuți pe mama ta. Da, da, pentru mami, și am zis că atunci venim amândouă și facem... tratamentul. Da, 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 da. Și cum v-ați, sau cum te-ai simțit tu și cum a fost perioada aceasta? Eu, ca și într-o familie, eu așa m-am simțit. Deși, de la început, nu v-am cunoscut, sau pe fetele de pe secție, dar eu foarte bine m-am simțit aici la Breaza, ca și într-o familie. Ca și cu frații mei de la Baia Mare, care îi cunosc de multă vreme. Nu știu, așa e un interesant. Da, ne bucurăm. Da, și mă mir cum de Dumnezeu, chiar aici așa departe, că cealaltă clinică era ceva Târgu Mureș, o vasă. Da, mult mai aproape de aici. Da, da. Dar Domnul nu știu de ce ne-a călăuzit aici. Dar acum am înțeles de ce. Cel puțin în parte. Am înțeles de ce a vrut Dumnezeu. Ca să ne cunoaștem și să ne bucurăm împreună și să împărtășim experiența ta și altor persoane care cu siguranță vor fi ajutați de mărturia ta, de ceea ce ai trăit tu cu Dumnezeu, și nimeni, niciunul să nu uite că pot să aibă și aceeași experiență cu Dumnezeu. Da. Că Dumnezeu este la dispoziția fiecăruia, este gata să ajute pe toți, fie că au probleme mai mari, mai mici, El este disponibil pentru toți și să ne redea bucuria de a trăi așa cum o ai și tu, pentru că bucuria Lui este la dispoziția noastră. Da, Iisus e același și astăzi cum a fost acum 2000 de ani, așa cred, inima mea, în viața mea. Eu vreau ca oamenii să-L vadă pe Domnul Iisus, nu pe mine. Nu pe Sara. Da. Eu asta vreau. Și să El să primească toată lauda, că nu, eu nu sunt mai bună decât niciunul dintre frații mei sau atâta, doar că El o fi la mine. Da. Și nimic altceva. El să fie lăudat pentru tot. Da. Domnul să fie lăudat. Îi mulțumim Lui în primul rând pentru că ne-a ajutat și să avem această discuție împreună. Îi mulțumim Domnului Iisus, îți mulțumim și ție, Sara, mulțumesc că ai fost cu noi. Mulțumesc Domnului Iisus pentru tot ce a făcut El în viața mea. Vrem să ținem mai departe legătura, să ne rugăm unii pentru alții și să... Da. Să vă rugați pentru mine, că eu vreau ca Dumnezeu să mă folosească pentru slava Lui. Amin. Pentru mine, ca ceva. Amin. Mulțumim tuturor pentru că ați urmărit acest material. Cred că o să fiți încurajați de mărturia Sarei. Lăudăm pe Dumnezeu pentru ea, pentru ceea ce a făcut în viața ei, și lăudăm de asemenea și pentru ceea ce a făcut și va face în viața fiecăruia dintre noi. Numai bine, până data viitoare, să aveți parte de multe binecuvântări. La revedere!